Stufi, măști de protecție și mii de borcane de miere au ajuns în centrul orașului Blaj, la cel mai mare târg de profil din țară. Printre cele mai neobișnuite exponate, stupii de observație, construcții făcute special pentru studiu în școli, dar și pentru curioșii care vor să afle mai mult despre viața albinelor. E un avantaj să poți avea un geam care să-l deschizi și să vezi direct albina, fără să fie nevoie să ai o mască și să fii protejat. Apicultorii au venit din toate colțurile Transilvaniei, dar și de peste munți din Moldova. Consumați în general miere de albine? Da, toată ziua, da. Câte o linguriță dimineața. Suntem a doua țară din Europa ca și producție de miere și prima ca și număr de apicultori înscriși. Deci există foarte mulți apicultori în România. Apicultorii se plâng că îndeletnicirea le aduce tot mai puțin bani. E un pic în declin, ca zic așa. Cel puțin începând cu anul ăsta. De ce? Care sunt motivele? Nu știu. Miere de Hiena, Ucraina, importuri ieftine. În urmă cu două luni a fost declanșat un amplu control pe piața mierii de albine. Totul a pornit de la suspiciunile privind cantitatea mare de produse ieftine din import. Probele au fost trimise către laboratoare din străinătate, iar rezultatele analizelor urmează să apară. Avem informații legate de modul în care acest produs este fabricat în China. Se pare că acolo există o piață puternică, ce face ca produsul, până a ajunge pe piața noastră, să aibă toate calitățile, cel puțin aparent, ale mierii, în condițiile în care nu este, de fapt, miere în adevăratul sens al cuvântului. Europa își poate asigura între 40 și 60% din necesarul de miere. Anual ajung pe continent până la 250.000 de tone de miere din toate colțurile lumii. Producătorii români s-au confruntat deja cu hățișul rutelor obscure. Nu e de mirare că am apărut noi ca exportatori de miere în China. Pe factură era miere românească. A fost verificat unitățile procesatoare din România. S-a descoperit că această miere era importată de fapt din Ucraina și exportată ulterior ca miere românească în Spania. România este a doua țară din Europa ca număr de familii de albine, peste 2,3 milioane și între primii trei producători de miere, cu aproximativ 32.000 de tone de produs finit anual.